Așa cum a promis ieri doamna Simona, chiar a fost o gală foarte grea și interesantă. Mă gândesc acum care a fost, de fapt, ideea. Dacă cumva staful s-a gândit să fie nominalizat un băiat din cuplu și unul singur, tocmai în această idee de a băga puțină zăzanie între ei. Pentru că, inevitabil, ieșeau discuții, nu avea cum au fost oricum câteva voturi interesante cum Alex a fost nominalizat de către Mihai Roberto l-a nominalizat pe Mihai și atunci s-a sesizat Hatige dar cred că a fost dezamăgit și Mihai pentru că știm că au rugat susținătorii atunci când a fost în cursă Roberto să îl păstreze în casă și a mai fost interesantă nominalizarea lui Dani care l-a votat pe Dima Știm că a început să cam scârție această relație de prietenie dintre cei doi, s-au mai îndepărtat, dar nu mă gândeam că îl va nominaliza și chiar dacă spunea Dima că el vrea să meargă acasă, că nu e ok, nu a fost foarte încântat când a auzit că e nominalizat.